familia, într-adevăr, este veche, nu este cea mai veche familie boierească din țările române, una dintre cele mai vechi astăzi, pentru că multe din familiile mai vechi decât familia mea, decât familia Sturza, între timp s-au stins. Și multe din ele în ultimii 20-30 de ani, ca și cum aceste familii ar fi simțit că vin vremuri grele și deci pe plan fiziologic, biologic, nu mai aveau curajul să continue spița de neam. Familia mea datează, documentar vorbind, din vremea lui Alexandru Lăpușneanu, deci la jumătatea secolului al XVI-lea, este o familie veche, care la vremea ei nu făcea parte exact din foarte marea boierime. Acea foarte mare boierime a fost distrusă sau s-a distrus ea însăși în vremea luptelor pentru domnie din vremea lui Mihai Viteazu și a movileștilor în Moldova. A fost în general un masacru, fugi în străinătate, bejenii, execuții, faimosul episod, iarăși literar și inexact din punct de vedere istoric al capului lui Moțoc. Familia Moțoc exista, dar atunci s-a făcut un fel de primenire a boierimii și, din întâmplare, multe familii boierești au supraviețuit unor adevărate măceluri, luptele pentru putere de la începutul secolului XVII, au schimbat complet compoziția acelei clase sociale boierești. Familia Sturza a supraviețuit, era înrudită cu diverse familii mari ale marii boierimi, dar împrejurările istorice au făcut ca ea să rămână în fruntea treburilor țării. Și de atunci, de la pe la 1600 și ceva, familia Sturza poate fi socotită ca făcând parte din marea boierime, deși era mai veche din punct de vedere documentar. Dimitrie Cantemir o enumerează desigur în lista familiilor boierești ale vremii sale. Familii boierești care au fost autohtone, care au fost surprinse toate de apariția domniilor fanariote pe scena politică românească. Domniile acestea fanariote s-au consolidat în secolul XVIII datorită comunității de religie, comunității ortodoxe, dar ele erau clanuri, între care familiile fanariote ocupau locurile de frunte. Familia Sturza și încă vreo două, trei s-a încuscrit cu fanarioții, ceea ce nu fusese cazul multora, care au decăzut, au fost familii vechi românești, care în vremea fanarioților nu făceau parte din grupul de interese al acestor noi domnitori, ocrotiți de poarta otomană, dar înrudirile grecești ale familiei Sturza au contribuit foarte mult la menținerea ei pe primul plan al politicii țărilor române. Și deci consolidarea familiei Sturza în conducerea țării, primul domn al Moldovei, de altfel, de după încetarea domniilor fanariote și după Revoluția lui Tudor Vladimirescu în Moldova, a fost Ion Sandu Sturza. Primul guvernator numit de ruși a fost Scarlat Sturza, al cărui fiu, Alexandru, a fost un consilier intim, un consilier intim pe vremea aceea ar fi astăzi echivalentul unui consilier de stat. Și acest consilier intim era un titlu foarte răvnit de toată lumea politică a vremii. Titlul exista și la austrieci și la ruși. Și Alexandru Sturza, consilier intim al țarului Alexandru I, a avut un rol important la întocmirea tratatelor de pace care au urmat căderii lui Napoleon. Domnile regulamentare în țara românească i-au adus familia Ghica atunci și în Moldova pe strămoșul meu direct, Mihail Sturza. Mihail Gregoriu Sturza, tatăl său se numea Grigore, logofătul, marele logofăt Grigore Sturza. Încă de atunci erau foarte mulți Mihai în familie și domnitorul, pentru a se deosebi de ceilalți Mihai care erau contemporani cu el,
și a spus în actele oficiale, noi, Mihail Gregoriu Sturza, domn al Moldovei. Numele de Mihai a rămas în familie, îl port și eu, bunicul meu era Mihai și bunicul bunicului meu era domnitorul. De aceea mă cheamă și pe mine Mihai, un nume de care am avut grijă iarăși să mă deosebesc decât alți Mihai care au sunt contemporani cu mine, mai sunt și azi vreo 2-3 Mihai în familie. Am adoptat numele de Mihai Dimitrie, pentru că pe tatăl meu îl chema Dimitrie, de fapt numele meu oficial în actele de stare civilă este Mihai. Mihail Sturza a domnit de la 1834 în 1804 până la 1849 și a trebuit să facă față mișcării de modernizare, așa numită mișcare progresistă, mișcare bonjuristă, promovată de tinerii români care studiau la Paris și veneau vorbind perfect franțuzește și erau deci porecliți de vechea boierime. Boierimea cu caftan, bonjuriștii. Bonjuriștii ăștia au fost oameni patrioți, într-adevăr patrioți, și au sacrificat mulți dintre ei averea pentru a promova cauza românească, a face din România o națiune și o noțiune cunoscută în Occident. Mihail Sturza, deci domnitorul, a trebuit să facă față mișcării bonjuriste, care vroia reforme și care era, bineînțeles, antirusească. Mihail Sturza a creat prima universitate românească despre care astăzi iarăși se pomenește cu jumătate de gură Academia Mihăileană de la Iași, Mihăileană pentru că fusese creată de domnitor, cu ajutorul câtorva învățați ai vremii, foarte puțin, țările române nu prea aveau mulți învățați, în cazul de la Iași, al lui Gheorghe Asachi. Mihail Sturza a avut mari merite economice, a fost primul domnitor din o lungă istorie a țărilor române care a lăsat un buget excedentar când a plecat. Lucru nemai auzit. Atunci era Grecia independentă, nu reușea să aibă buget nici măcar excedentar și numai falimentar. Mihail Sturza când a plecat a lăsat kilometri întregi de autostrăzi după vreo 17 ani de domnie, lucru care astăzi, după 25 de ani de la căderea lui Ceaușescu, nu se poate găsi vreo paralelă cu drumurile și cu autostrăzile care ar fi trebuit să fie înființate de 25 de ani încoace. Primul la care mă refer și pentru mine este cel mai simpatic, deși nu l-aș putea prezenta ca exemplu, a fost un om efemeiat la extrem. Grigore Sturza a luptat în războiul Crimeic, dezlănțuit tocmai de către statele occidentale, Franța și Anglia, împotriva Rusiei, pentru a împiedica Rusia să pună mâna, să treacă peste turci și să pună mâna pe Palestina, atunci cu locurile sfinte. Grigore Sturza, ca ofițer turc, a luat un obicei care e foarte simpatic, dar pe care nu l-aș recomanda la toată lumea. Nu era căsătorit și avea și el un harem. Și un harem compus din fete sau femei foarte frumoase. El era bogat, avea copii din flori, copii nelegitimi, pe care îi recunoștea sau nu îi recunoștea, dar la toți le dădea și la doamnele respective, chiar dacă le părăsea după un timp, le lăsa cu un oarecare beneficiu. El a făcut multă politică sub Carol, a fost un orator bun, a scris o carte interesantă despre legile fundamentale ale Universului și se pare că el a fost primul autor în Europa, care o carte publicată în limba franceză, toată lumea folosea franceza în societatea românească a vremii și nu numai în rândurile boierimii, ci în rândurile intelectualității. Când eram eu copil în România și se vorbea despre un intelectual de valoare român, îi se recunoșteau mari merite, dar avea un defect că nu știe franțuzește. Ce era o raritate să nu știe franțuzește, dar erau unii. Beizadea Grigore, Beizadea pentru că era fiul de domn.
I s-a spus lui Zabițelu, era un om foarte voinic, făcea mult sport și era și un om cu multă fantezie pe lângă haremul pe care l-a busese și care se pare harem. A durat multă vreme, ceea ce pentru mulți ar fi astăzi un subiect de admirație. La, cred că la 60-70 de ani tot mai avea harem. Nu se prea vedea, dar se știa. El, în tinerețea lui, a început, ca să-și consolideze musculatura, a început să ridice un vițel. Ori vițelul ăla crescând, îl ridica câte puțin în fiecare zi, până vițelul mare a devenit un bou și nu știu dacă l-a mai ridicat, dar în fine s-a spus proprietarului vițelului, Bezadea Vițel. Grigore Sturza a ridicat bani foarte mulți în Piața Victoriei, un palat baroc cu turnuri, turnulețe, tot felul de ornamente extraordinare, pe care n-a reușit să-l mobileze decât în parte, nu mai avea bani și l-a vândut statului român și în palatul Sturza din Piața Victoriei a fost instalat Ministerul de Externe al României Independente. Acolo s-a semnat în 1912 pacea de la București, care a fost cu care s-a terminat războaiele balcanice și care a fost un triumf pentru România și în special pentru primul ministru de atunci, Titu Maiorescu. Palatul Sturza din Piața Victoriei a fost dărâmat. Aș spune eu, a fost o mare greșeală, pentru că arhitectul Duiliu Marco, arhitect cunoscut sub Carol al II-lea, a vrut să construiască tocmai acolo actualul palat al guvernului. Și actualul palat, așa cum făcuse planurile, n-avea. Eu găsesc că Piața Victoriei, chiar și astăzi, ar fi fost destul de mare ca să pună palatul în partea cealaltă. Mă rog, a dărâmat fostul palat Sturza, s-a construit palatul guvernului de astăzi, care e o clădire foarte interesantă, foarte frumoasă, dar care, repet, putea fi construită și ceva mai alăturea, nu chiar acolo. Dea Sturza a fost șeful Partidului Liberal între Ion Cebrătianu și Ionel Ion Cebrătianu, un interimat pe care el l-a îndeplinit cu mult sârg. Iorga, în necrologul pe care l-a consacrat când a murit, a spus un om de aprigă muncă și de mare conștiință națională. Ceea ce era adevărat, Dea Sturza, din punct de vedere politic, a fost un om sever, foarte puțin îngăduitor cu disciplina de partid și mai puțin dispus, spre deosebire de brătienii care au existat la șefia partidului înainte lui și după el, foarte puțin dispus să tolereze mici aranjamente politice, electorale și de altă natură, ceea ce l-a făcut neiubit în rândurile liberalilor, dar numele lui rămâne astăzi și astăzi încă legat în mod indisolubil de Academia Română, pentru care și el și vărul său, D.C. Sturza Șcheianu, au contribuit cu donații importante de cărți vechi, de cărți religioase vechi și de biblioteci întregi cumpărate în străinătate pe banii lor, care au ajuns și sunt și astăzi la Biblioteca Română. Bunica mea din partea tatălui, care locuia la Iași, a înființat imediat după primul război mondial Asociația Ocrotirii Orfanilor de Război, pentru că primul război mondial, ca orice război, lăsase o mulțime de copii fără tați, fără părinți. Autoritățile României Mari, deși se vorbește și se va vorbi și mai mult despre ele, în mod elogios, n-au fost totdeauna la înălțimea cuvenită și asociațiile astea de binefacere ale văduvelor de război, ale copiilor orfani, au fost toate înființate de doamne din lumea bună, se vorbea atunci de lumea bună, în
termen oarecum pejorativ, pentru că cine nu făcea parte din lumea bună, implicit făcea parte din altă lume, care dacă nu era bună, era proastă. Dar nu era chiar așa. Nu se vedeau lucrurile chiar așa. Bunica mea, în tinerețe, luase lecții de sculptură la Paris de la un elev al cunoscutului sculptor francez, Rodin. Și a rămas foarte atașată artei sculpturii la Iași, în Casa Mare de la Iași, pe care o mai țin minte foarte bine. Avea un atelier în care a făcut macheta unei statui, Statuia Unirii, care a fost inaugurată în 1922, cred, la Iași. Ea a fost inaugurată cu Regina Maria și cu tot felul de oficialități, cu Mitropolitul, cu Statuia Unirii Țărilor Române, o alegorie în care se vedea o femeie maiestoasă, era România, care primea în sânul ei toate provinciile alipite țării noastre după 1918. Natural, primul lucru care l-au făcut comuniștii când au ajuns la putere la Iași, au făcut statuia praf, au distrus-o complet. Ea a fost refăcută prin 90-90 și ceva, după căderea lui Ceaușescu, de către un sculptor mieșan. Statuia, acea statuie, un fel de copie a ei, a fost plasată în fața actualei facultăți de medicină la Iași, pentru că pe locul unde se afla ea s-a ridicat statuia lui Eminescu, care este acolo și astăzi. De la Iași am plecat cu toți în 44, când Iașul s-a golit complet. Armata Roșie Eliberatoare a găsit un oraș pustiu. Și când a plecat Armata Roșie Eliberatoare, casele nu fusese rău, distruse foarte mult de lupte. Luptele cred că s-au oprit puțin înainte de Iași, dar casele erau goale, nu s-a mai găsit un scaun în nicio casă. Familia mea nu a mai revenit la Iași și bine a făcut, pentru că ar fi fost arestați imediat. Aveam 10 ani, în 44 aveam 10 ani, ne-am mutat la București și m-am dus ca elev la liceul Cantemir. Franceza am învățat-o în casă și repetam la început cu mama și după aia am perfecționat franceza, pe care astăzi o știu, ca să spun așa, la perfecție, la București, la liceul francez din București. Eu am făcut 2 ani de închisoare sub comuniști, condamnat administrativ la 3 ani, pentru că nici în cazul nostru eram un grup de liceeni. Și din acel grup de liceeni cunoșteam pe câțiva, dar nu participasem la ceea ce făcuseră, ori ei făcuseră ceva extrem de grav pentru acele vremuri, în anii 1950-52. Erau elevi la actualul liceu Caragiale, din piața Dorobanți, astăzi, pe vremuri numit liceu Titu Maiorescu, scriau jos comuniștii sau jos anapau, că nu știu, și le lipeau pe porțile cartierului liceului actual, piața Doromanț. Bineînțeles că au fost prinși și în acel grup făcea parte și un băiat care era fiul unui general din armata comunistă. Ori acel băiat, dat fiind că avea un tată care l-a protejat, a fost chemat, mustrat și eliberat. Ori noi ăștia la alții, care aveam origine socială putredă sau măcar nesănătoasă, am fost condamnați la pedepse administrative, că nu ni s-a găsit nimic din care se fabrice un proces. Eu am fost condamnat 3 ani administrativ și după moartea lui Stalin, când au început închisorile să se golească peste tot, nu numai la noi, și în Rusia, am fost încetul cu încetul eliberat. Eu am fost eliberat din întâmplare în 31 aprilie 1954 și am ajuns la București cu un bilet de tren dat tot de direcția închisorii în dimineața zilei de 1 mai, absolut din întâmplare. Ori tot Bucureștiul, acum nu era sărbătoare, lumea pleca cu steagul roșu în frunte să aclame pe conducătorii noștri iubiți. M-am trezit în Gara de Nord cu un geamantan mic în care adunasem lucrurile cu care fusesem arestat și nu puteam acum să mă duc pe jos de la Gara de Nord până la actuala locuință de atunci. Noi fusem evacuați din casa de pe actuala stradă Filipide, după aia Olga Bancic,
și duși cu un camion și încă familia mea, dat fiindcă nu făcuse politică, a primit permisiunea ca la evacuare să ia un camion de mobile, ceea ce era mult. Au plecat cu mama, cu bunica mea, cu sora mea, cu ultima noastră guvernantă, Fruiții, tot nemțoaică, cu ordin dat camionagiilor să descarce lucrurile în Calea Dudești, în locul Cutare. Ori acolo, în Dudești, începuseră atunci să plece evreii și era cartierul evreiesc al Bucureștiului și erau multe locuințe, începuseră să fie libere. Eu nu eram cu camionul în momentul ăla, dar era mama și cu Fruliții. Ori camionagii, care nu erau securiști, erau niște camionagii închiriați de către organele primăriei care evacuau lumea, au refuzat să descarce lucrurile într-o curte plină de noroi, între care era un fel de magherniță pe cale de dărâmare. Cred că nici de la primărie nu se interesase cineva să vadă dacă se poate locui acolo. Camionagii n-au vrut să descarce, s-au interesat prin cartier și li s-a spus intrarea Făurar, dădea tot în Calea Dudești, e o casă de unde plecase o familie de evrei, nu de mult. Intrarea Făurar era la doi pași de altă stradă faimoasă între cele două războaie, strada Crucea de Piatră, care acum nu mai avea niciun fel de funcție, era strada prostituatelor din București. Prostituatele au avut și ele povestea lor, că le-a dat afară de acolo, le-a evacuat ca să ajute la muncile agricole în nu știu ce comună de lângă, la Chiajna, mi se pare, de lângă București. Ori ele s-au dus la muncile agricole și se pare că prin sat au făcut prăpăd cu proastele lor obiceiuri. Un antreu în care dormeam eu, o cameră în față unde dormea mama și o cameră în spate, cu o mică bucătărie și din ce în ce mai grasioasă spre fundul curții, cu baia. Și lângă baia, altă cameră mică, unde locuia Fruliții, guvernanta noastră. Bunica mea, care în momentul evacuării a făcut o criză de icter, de stomac, în fine, a trebuit să fie internată la spital. Ori a fost internată la spitalul Colțea, unde la acea vreme era director profesorul Hortolomei, un medic foarte cunoscut. Comuniștii din toate categoriile profesionale din vremea României burgheze i-au cruțat pe medici, pentru că ei înșiși aveau nevoie de medici. Și pe medici au fost toți lăsați să profeseze ca medici și după capacitățile lor și bine plătiți în diferite spitale ale Bucureștiului. Ori problema cu bunica mea se punea că trebuia internată și dacă ar fi fost internată cu numele ei Sturza, Olga Sturza, ar fi fost imediat refuzată de direcția spitalului, unde erau membri de partid încercați. Ori profesorul Hortolomei, care era din Iași, ca și bunica mea și o cunoștea foarte bine, a scris-o sub un nume, alt nume, nume fals. Și a ținut-o acolo o lună de zile până s-a vindecat și s-a găsit iarăși o cameră într-un apartament pe strada Vulturi, nu departe de Fundătura Feurar. Fundătura Feurar și nici strada Crucea de Piatră nu mai există astăzi. Bunica mea a plecat prima la intervenția unor rude din Grecia în 57. O plecare care a făcut multă vârbă că nu se mai pleca din România. Se plecase până prin 48-49. După bunica mea a plecat sora mea, după sora mea, prin aceleași rude, au plecat o sora mamei cu soțul ei și cu doi băieți, relativ mici atunci. Și în sfârșit am plecat eu. Eu între timp, după terminarea facultății, unde pe formularul de admitere în 1954, eu din eliberarea de la 1 mai, am vrut să dau un examen la facultate. M-am dus normal la Facultatea de Istorie, se făceau vizite atunci pentru studenți și pentru candidați. Și în ziua care m-am dus eu, candidații erau primiți de o somitate a vremii, istoricul și profesorul Andrei Oțetea, care și el era din Iași. În momentul când ne prezenta
facultatea cu sările de curs, cu seminarele, m-am apropiat de el ca să nu fiu auzit și am spus: domnule profesor, pe mine mă cheamă așa și așa, credeți că pot să mă înscriu la facultate, la istorie? S-a uitat la mine așa zâmbitor și mi-a spus: în niciun caz, erau facultăți ideologice și n-aș fi avut nicio șansă, n-aș fi fost trântit imediat. Până când s-au făcut locuri libere la diferitele întreprinderi industriale care aveau nevoie de traducători. Eu știam englezește. Când îmi aduc aminte ce fel de engleză cunoșteam atunci, o engleză așa de școală, și am intrat ca traducător tehnic, deci foarte specializat la Iprochim. Iprochimul mai există și acum, nu mai are amploarea care o avea. Am fost traducător la Iprochim și, noroc cu bunăvoința inginerilor, le prezentam capodoperele mele de traducere, nu făcusem studii nici de inginerie, nici de chimie, nici de nimic. În fine, traducerile mele au fost acceptate, se plătea destul de bine, până când au început intervențiile din străinătate pentru plecarea bunicii și restului familiei. Oricând am plecat și eu de la Iprochim, a fost o ședință în care am fost demascat. Toată lumea mă felicita pe după ușă pentru norocul pe care l-aveam, dar acolo votau cu pumnul sus împotriva dușmanilor poporului care vor să părăsească minunata noastră epocă de aur. Era ambasador al Greciei, o rudă a rudelor mele, și mama, nu mai știu cum, el știa că noi locuim în București, adresa cu tare, dar a dat de știre mamei că el este urmărit și că mai rău ne face dacă vine la noi acasă și asta ne facem, nu ne manifestăm cu nimic. Ori eu mi-am luat inima în dinți, am adus de la Iași acele tablou, 5 sau 6, făcute sul, și m-am dus să-i văd. Ei știau că o să plec, nu știu cum, prin scrisori de la noi, la rudele din Atena și la rudele lor. Știau că plec și i-am întrebat dacă pot să le încredințez tablourile. S-a convenit asupra următorului punct, ca în ziua de cutare, doamna Arghiropol, soția ambasadorului, să aștepte tramvaiul la Colțea până vine mama mea cu niște suluri. Și acolo toată lumea se înghesuie, erau niște înghesuieli, lumea era călătorea pe scări, la tramvaie, la autobuze. Cred că astăzi, deși cetățenii Bucureștiului se plâng de condițiile de transport urban, pe atunci nici vorbă, era o luptă pe viață și pe moarte să reușești să intri în tramvai. Deci în stațiile de tramvai era o mulțime de lume care se călca în picioare, se înghesuia. Și acolo mama și, din întâmplare, doamna ambasador, fără să se salute, fără să vorbească, se înghesuiau și ele, făcându-se că vor să ia tramvaiul, și sudurile cu tablourile schimbau din mână. Tablourile au ajuns bine, mersi, în Grecia, însă eu, în momentul acela, eram în pline formalități de plecare cu 70 de declarații, că n-ai datorii, că nu știu ce, că spațiu locativ și așa mai departe. Am fost chemat la pașapoarte și mi-a spus: dumneavoastră, cu 3 zile, ați fost pe Bulevardul Dacia la locuința ambasadorului. Or, cine mă turnase? Servitorul, care a deschis ușa. Ăștia nici nu puteau face altfel. Erau obligați. Așa că asta a fost povestea cu tablourile, amintirile de familie pe care le am și acum și de care sunt foarte mândru și pe care le voi da mai departe fiilor mei și nepoțelului meu, care are 11 ani și despre care mi se spune că îl interesează foarte mult istoria. I-am cunoscut 4 președinți francezi și unul singur român, Ceaușescu. L-am văzut de aproape pe Ceaușescu. La un moment dat se organiza vizita lui de Gaulle în România, în 68. Vizitele astea de stat și oficiale
sunt organizate cu deamănuntul de foarte multă vreme, nu numai în secolul nostru, au căutat un interpret de română. Ceaușescu era foarte prost orator, foarte prost orator. L-am văzut îndeaproape. Când îl vedeai, nu dădeai doi bani pe el. Era îmbrăcat modest, vorbea prost, nu se băga înainte, decât că la un moment dat băga așa câteva fitiluri, vrea neapărat cu De Gaulle sau cu alt șef de stat după De Gaulle, să aranjeze el treburile mondiale, războiul între Israel și Palestina. De Gaulle nu s-a băgat, bineînțeles. Ceaușescu, în privința asta, ajunsese așa de sus încât credea că totul va fi posibil pentru el. Cine era cu tot o altă persoană era Elena Ceaușescu, care ca fizic nu pot spune că impunea, nu era frumoasă, nu era urâtă, era oarecare, dar prin felul ei de a fi, să băga peste tot, trebuia să știe peste tot, intrigantă, ceea ce Ceaușescu nu era. Așa că eu l-am cunoscut pe Ceaușescu de vreo 4 ori. Odată am venit cu Giscard, odată cu De Gaulle în România, în 68, de unde am plecat cu 2 zile mai înainte, că la Paris izbucnise așa numită Revoluție din luna mai. Și am fost cu Giscard d'Estaing în România, după aceea, tot așa, am dat de Ceaușescu și de Elena Ceaușescu. Mi s-a spus cum am acceptat să fiu, să lucrez cu Ceaușescu. N-am lucrat cu Ceaușescu, am lucrat cu guvernul francez, al cărui interpret eram, și eram ca o mobilă. Trebuia să bag de seamă, să traduc exact ceea ce se spusese. Nu să fiu eu cu părerile mele personale. Ceaușescu vrea neapărat să fie fotografiat lângă De Gaulle. Și chiar în decursul vizitei în Oltenia să fie fotografiat dansând sârba sau nu știu care, cu De Gaulle. Ori De Gaulle era un om foarte înalt și Ceaușescu un om mic de stat. Și De Gaulle l-a refuzat de 2 ore și a doua oară așa, zice, eu nu dansez. Și avea dreptate. Ori când ne-am văzut cu toții la cererea lui Ceaușescu, un meeting enorm în Piața Mare din Craiova, De Gaulle și Ceaușescu pe balcon, jos o mulțime imensă, imensă, oameni încântați, România au fost, era primul om de stat occidental care venea și ne dădea atenție națiunii acestea nenorocite, europsite. Entuziasm jos. Și când simți freamătul mulțimii, a fost una din două exemple când mi s-au tăiat picioarele, sau aproape, a fost pe balconul de la Craiova, lângă general, care venise să vorbească, să facă o frază, el era expert în materia asta. Și i-am spus, în drum spre balcon, i-am spus, mon general, și românii auzeau că se spunea, îi se spunea mon general. Nu-i se spune excelență? Nu se spune excelență, mon general. Și i-am spus, mon general, nu am text la discursul meu astăzi. Oh, ce? El din mers așa, oh, ce, nici nu e text. Eu o să zic ceva și dumneavoastră o să traduceți. Vous allez dire quelque chose. Bine. E, și pe balcon, când m-am văzut cu lumea enormă jos care aștepta, De Gaulle vorbea, ce fericit e să fie la Craiova, orașul ăsta frumos. Eu traduceam, dar din ce în ce simțeam că mă lasă picioarele. Era o emoție pe care și a mai fost toată viața mea în alte împrejurări. A ținut discursul și ne-am dus pe urmă pe drumurile Olteniei, nu știu de unde s-a plecat de la Craiova, pe o căldură teribilă, totuși luna mai de-abia. Și iarăși Ceaușescu, foarte bucuros, ne-a oprit cu toții. Ceaușescu era bucuros că avea pe lui, se urcau și lui acțiunile față de poporul român. Era cu generalul De Gaulle, care pe vremea lui a fost o personalitate enormă, pe plan mondial. În fața unei pe drum, o tarabă cu pere, fructe, nu știu ce, batistuțe românești, ulcioare românești, nu știu ce, și începea să se întunece. Oprirea asta nu fusese prevăzută în program și trebuia spus ceva. Ne dăm cu toții jos, eu lângă general. Și el nu vedea bine, avea 70 și ceva de ani și mai ales când începea să se însereze, nu mai vedea foarte bine. Și
și mă întreabă așa pe... Bunica mea mai trăia, cealaltă bunică, mai era la București și m-a văzut la televizor din când în când. Generalul mă întreba ceva. Eram acolo. Și la ieșirea din Craiova m-a întrebat așa, pe șoptite, crezi că se... Nu vedea ce-i pe taraba aia. Și am spus, des objet d'art populaire. Oh, zice generalul, sobre, zice, comme c'est beau, c'est magnifique. Părinții mei s-au logodit într-o foarte frumoasă casă, care pe vremuri aparținea unui unchi al mamei mele, magistratul Iancu Manu, care construise casa nu știu pe terenul cui, prin la sfârșitul anilor 20. A construit acea frumoasă casă, avea două fete de măritat și a dat un bal în casa aceea în care nu era mobilă. Și de ce nu era mobilă? Că Iancu Manu nu mai avea bani destui să cumpere mobilă la enormitatea aia de casă. Balul a fost un succes, că acolo s-au logodit mama mea, Ileana Manu, nepoata de frate al generalului Manu, bunicul meu, cu tata venit de la Iași să cunoască domnișoare în București. Iașul începea să decadă foarte mult. Ei s-au cunoscut în casa Manu, care după aceea, nu mult după aceea, a fost vândută bancherului Auschnitt. Și de la bancherul Auschnitt, acolo a fost clubul miliardarilor, de care vorbește Argetoianu în memoriile lui, se juca, ca și în alte cluburi din București, se juca la cărți până nu se mai putea. Și după Auschnitt au venit comuniștii, au luat clădirea și nu știu ce a fost acolo în vremea lui Ceaușescu sau Rudeș, a fost pusă în vânzare de familia Auschnitt, care a recuperat clădirea și a cumpărat-o Becali. Acolo sunt legat în mod sentimental. Aici, într-altă clădire, sunt legat în mod mai material. Este vorba de Casa Villara, un conac, care a intrat prin moștenire în familia Crețulescu. Familia Crețulescu, la rândul ei, l-a folosit în deplină proprietate, l-a închiriat, acolo a fost banca anglo-română și nu știu câte alte instituții, și sub comuniști, clădirea a fost confiscată și s-a făcut acolo Muzeul Româno-Rus. Muzeul Româno-Rus cu obiecte de muzeu luate de la Academia Română, din depozitele Academiei Române. Când s-a suprimat Muzeul Româno-Rus, clădirea a devenit Muzeul Literaturii Române, sub patronajul unui om de cultură remarcabil, Perpesicius, un foarte mare critic literar și scriitor. Când au început recuperările, familia Crețulescu, care nu mai sau au murit amândoi, ultimii membri acestei vechi familii, cu care eram rudă prin mama mea, mi-au lăsat mie clădirea și am început formalitățile de recuperare.